Vă salut, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete. Nu uita, dacă te afli pentru prima oară pe canalul nostru, să ne susții cu un like și să te abonezi la canal, apăsând desigur butonul de abonare sau subscribe. Nu uita să ne lași un comentariu, este foarte important pentru noi, să ne spui părerea ta sau orice îți trece prin minte despre acest material sau despre cheile universului sau secretele universului sau despre orice altceva vrei. Pentru astăzi vom vorbi despre numărul 137, numărul cosmic, cheia pentru înțelegerea secretelor universului. Care este primul lucru la care vă gândiți când cineva v-ar menționa într-o conversație numărul 137? Probabil doar faptul că acesta este unul dintre numerele multiple, nu este așa? Ei bine, nu este o chestiune de mare importanță pentru noi, dar pentru fizicieni este un număr foarte misterios care poate deține răspunsuri la marile întrebări legate de univers. Oamenii de știință au discutat importanța numărului 137 încă din anii 1800, când s-a sugerat că acesta poate conține indicii cu privire la Marea Teorie Unificată. Precum se știe deja, Marea Teorie Unificată este o posibilă teorie a fizicii care ar putea combina trei dintre cele patru forțe fundamentale ale Universului într-o singură ecuație. Unul dintre cei mai mari fizicieni din toate timpurile, Richard Feynman, care a trăit între anii 1918 și 1988, declara că trebuie să fim mai atenți la numerele magice, precum este și numărul 137. De asemenea, laureatul premiului Nobel, fizicianul Wolfgang Pauli, care a trăit între anii 1900 și 1958 și a petrecut cea mai mare parte a vieții încercând să rezolve misterul din jurul numărului magic 137. Numărul 137 are o legătură cu o constantă a structurii fine, care este o constantă fundamentală și care are o valoare egală cu 1 din 137 sau 1 din 137,0359993, pentru a fi puțin mai preciși, fiind marcată cu litera grecească alfa. Când fizicianul Pauli și-a ținut prelegerea pentru Premiul Nobel de la Stockholm, din data de 13 decembrie 1946, el și-a exprimat intenția de a stabili o teorie care va determina valoarea constantei structurii fine și va explica astfel structura atomică a energiei electrice, care este o calitate esențială a tuturor surselor atomice de câmpuri electrice care apar în natură. Din nefericire, Pauli a murit fără să găsească un răspuns clar. Coincidență sau nu, fizicianul a murit la Spitalul Crucii Roșii din Zürich, în camera cu numărul 137. Iată cum se leagă cumva legile Universului. Se pare că marele psihoterapeut Carl Jung l-a ajutat pe Pauli să caute o bază matematică pentru constanta structurii fine, interpretând mai mult de 400 de vise ale lui Pauli. Jung credea că Pauli înțelegea inconștient o mare ordine cosmică. Universul fizic pare să fie organizat în jurul unei relații matematice elegante. De altfel, filozofii și matematicienii s-au întrebat de-a lungul secolelor dacă matematica este un sistem pe care oamenii l-au inventat sau dacă este de origine cosmică, poate chiar o cunoaștere divină care a fost pur și simplu descoperită. Conform ipotezei universului matematic, toate structurile care există matematic există și fizic. Dacă credeți într-o realitate externă independentă de oameni, atunci trebuie să credeți și în ceea ce eu numesc ipoteza universului matematic, că realitatea noastră fizică este o structură matematică. Cu alte cuvinte, toți trăim într-un obiect matematic gigantic, unul mai elaborat decât un dodecaedru și probabil și mai complex decât obiectele care apar în cele mai avansate teorii de astăzi. Totul în lumea noastră este pur matematic, inclusiv tu, spunea Max Tegmark, profesor de fizică. Fizicianul Lore Ivan, profesor la Universitatea din Nottingham, credea că putem folosi numărul 137 pentru a contacta civilizațiile extraterestre. O civilizație extraterestră avansată ar trebui să fie conștientă de importanța științifică a numărului magic 137.
Folosind acest număr magic, putem arăta speciilor extraterestre că suntem familiarizați cu mecanica cuantică și nu suntem o societate primitivă. Richard Feynman, considerat în 1999 între primii 10 teoreticieni ai lumii, laureat Nobel în anul 1965 și autor, între altele, ale celebrelor diagrame care îi poartă numele, modelând grafic matematica asociată comportării particulelor subatomice, declara: există întrebarea de mare profunzime și frumusețe asociată constantei structurii fine alfa. Probabilitatea ca un electron să absoarbă un foton. Numărul 137 a fost o enigmă de la descoperire și toți fizicienii, teoreticienii buni, și l-au pus pe tablă, îngrijorați privind originea acestuia. Imediat ai dori să știi de unde vine acest număr esențial, găsit experimental. Este legat de phi sau de baza E a logaritmilor naturali. Este unul dintre misterele date naibii ale fizicii, un număr magic pe care îl aflăm fără a înțelege originea. S-ar putea spune că este mâna lui Dumnezeu. A scris acest număr și nu știm cum a manevrat creionul. Știm dansul experimental pentru obținerea cu precizie a numărului, dar nu știm să dansăm pe computer pentru a obține acest număr fără a-l pune acolo în secret, a declarat Richard Feynman. Acest scurt fragment, numit ipoteza lui Feynman, s-a constituit într-o problemă a cărei aparentă rezolvare a adâncit și mai mult misterul. Este legat de numărul phi și de metrica unui poligon cu 137 de laturi. Adică, tot trebuie introdus numărul 137 pentru a-l obține pe 1 din 137, constanta structurii fine. Demitizările argumentate științific există și explică originea numărului ca derivat matematic al altor constante. Totuși, chiar și faimosul număr pi apare experimental fără metrică asociată cercului. Acest aspect este aproape necunoscut publicului, nici de cum predat în școli. Această ordine cosmică mult mai mare, intuită de Ernest Pauli și căutată de Jung în adâncurile subconștientului, nu i-a lăsat indiferenți nici pe numerologi, care au interpretat din perspectiva lor numărul 137, încărcat cu energia cifrei 1, care este expresie a forței divine, dar și a sinelui, intuiției, motivației și progresului, a cifrei 3, care este lumina divină, inspirație, speranță, curaj și credință, și a cifrei 7, voință, dezvoltare spirituală, cunoaștere interioară, dar și 2, 1 plus 3 plus 7 egal 11, 1 plus 1 egal 2, simbol al creației. Totul în univers este interconectat. Totul înseamnă energie și informație, iar numărul magic 137, din constanta structurii fine, care vine spre noi fără ca omul să-l înțeleagă, cum spunea Richard Feynman, poate este cheia unei alte înțelegeri a legilor care ne guvernează la nivel cosmic. Probabil că mai este nevoie de timp, în felul în care înțelegem noi noțiunea de timp, până mintea umană să cucerească noi teritorii și să putem face saltul cuantic necesar în cunoaștere. Cam atât pentru astăzi, îți mulțumim că ai fost alături de noi, nu uita să urmărești și alte materiale de pe canalul Adevăruri Secrete, să ne susții cu un like dacă ți-a plăcut acest material, bineînțeles, și să te abonezi la canal apăsând și clopoțelul pentru a fi primul care află de următoarele noastre documentare. Până data viitoare, îți dorim vizionare plăcută!